Secția de drumuri naționale Vâlcea execută începând de astăzi lucrări de rânguire a versanților care străjuiesc drumul național 7. Astfel, în intervalul orar 8-16, circulația rutieră s-a închis, deschis în reprize de maxim 20 de minute pe raza localității Brezoi. Reprezentanții instituției au transmis că lucrările trebuie executate în cel mai scurt timp pentru îndepărtarea unor pietre care pun în pericol siguranța participanților la trafic. Șoferii care tranzitează Valea Oltului trebuie să se înarmeze cu răbdare, căci lucrări de rânguire a versanților se vor executa și în zilele următoare.